Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți Actualitatea Live. Din ce în ce mai multe partide au început să-și facă publice listele pentru alegerile parlamentare de la 1 decembrie. USR Prahova a făcut acest lucru, PNL Prahova a făcut acest lucru și pentru a discuta despre candidați, despre alegeri, alături de mine se află astăzi domnul Felix Buleancă, președinte USR Prahova. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune. Bună ziua, domnule Preda, bună ziua urmăritorilor dumneavoastră. Și ai dumneavoastră acum. Da. Mă bucur că m-ați invitat, că întotdeauna prezența la dumneavoastră în emisiune este o plăcere. Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte. Ați făcut în cadrul unei conferințe de presă, ați făcut publică lista candidaților la alegerile parlamentare și ați spus un lucru. Domnule, ne propunem undeva la 3 deputați și un senator. Astea ar fi așteptările minimale în vederea alegerilor parlamentare. De aceea, domnule președinte, haideți să vorbim un pic despre primii 3 pe lista pentru Camera Deputaților și primul loc de la Senat. Și haideți să începem de la Senat, unde este mai ușor, pentru că vorbim despre domnul Oprinoiu, Aurel Oprinoiu, care este senator la finalul acestui mandat și este primul pe lista USR Prahova pentru un nou mandat. Domnul Oprinoiu. Da, de altfel ați menționat că avem un target minim. Noi vrem să ne conservăm numărul de parlamentari, adică un senator și 2 deputați, dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. Deci dorința noastră e de a avea cât mai mulți parlamentari care să reprezinte USR Prahova. Revenind la domnul senator Oprinoiu, dânsul este la finalul unui mandat, un mandat plin de realizări în domeniul mediului, unde și în prezent este președintele Comisiei de Mediu din Senatul României. Cred că foarte mulți colegi de dumneavoastră și mulți cetățeni ai județului Prahova și nu numai cunosc implicarea lui în lupta împotriva celor care depozitează deșeuri ilegal, cei care nu le prelucrează conform prescripțiilor legale în vigoare și nu mai puțin adevărat implicarea lui în partea de silvicultură, de rescrierea codului silvic, și unde are merite deosebite. Și adaug eu, a avut și niște declarații publice referitoare la problemele legate de calitatea aerului din Ploiești. A făcut și niște demersuri pentru rezolvarea acestor probleme. Sigur, e destul de greu ca cineva să rezolve în termen foarte scurt aceste probleme, dar măcar vede că într-o direcție se mișcă lucrurile. Da, a pus în mișcare lucrurile și este destul de greu să te lupți cu acești coloși industriali care ne poluează, dar nu avem dovezile necesare. Mi-aduc aminte că un fost președinte al României a încercat să oprească un mare colos, efectiv să-i oprească activitatea și nu a reușit decât pentru câteva zile. Vă dați seama că la nivelul nostru, nefiind nici la guvernare, pârghiile noastre sunt destul de reduse, dar asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu poluarea în Ploiești și în Prahova. Demersul fostului președinte al României era motivat de niște probleme financiare, economice, nu de mediu, ca să fim foarte, da. Știu. Era vorba de plata unor taxe și impozite. Da. O sumă uriașă. Toată lumea a fost surprinsă când a auzit suma, dar nu s-a rezolvat mare lucru. Domnule președinte, locul 1, domnul primar, locul 2, domnul Cătălin Ignat, consilier județean, a obținut la alegerile din vară, din 9 iunie, a obținut un nou mandat de consilier județean. Da. Ce l-a recomandat pe domnul Ignat? Da, este un userist și un consilier județean extrem de implicat, foarte vocal în marea majoritate a ședințelor Consiliului Județean, unde a luat atitudine de mai multe ori
Mi-aduc aminte numai câteva intervenții legate de partea de poluare, de partea de gunoaie în cartierul Bereasca. A interpelat autoritățile de resort, Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului și iarăși a făcut interpelări legate de sau intervenții legate de distribuirea bugetelor localităților. Trecem la Camera Deputaților și pe prima poziție îl regăsim pe domnul George Marusi, fost senator USR de Prahova, în prezent are o funcție de conducere la nivelul USR, la nivel național, nu știu, secretar general, dacă... Da? Da. Domnul Marusi, în prezent are o funcție administrativă, este secretarul general al Partidului Uniunea Salvat România, deci înseamnă că el coordonează toate aspectele tehnice, financiare, tot ce stă în spatele unui partid politic. Are experiență parlamentară, putem spune, nu? Parlamentară, a activat atât în comisie, în principal a activat, din câte știu, și mi-aduc aminte, în Comisia pentru Agricultură, în cea pentru energie. Este inginer petrolist, a terminat chimizarea, știu că a avut rezultate foarte bune în timpul facultății și ulterior. Este un profesionist de săvârșit, da. Și a fost ales primul pe lista deputaților. De altfel, am urmărit și eu știrile dumneavoastră și ale colegilor din branșă, prahoveni, și aș vrea să fac o precizare. Toți candidații noștri sunt prahoveni. Nu avem pe nimeni impus pe listă din afara județului. Toți sunt prahoveni, născuți sau veniți de zeci de ani în județul Prahova. Deci am înțeles. Foarte clar. Da. Bun, acum merg mai departe și considerați că acesta este un atu important. Nu, am vrut să fac această precizare pentru a vedea că noi ne diferențiem și din acest punct de vedere de alte partide de pe șichierul prahovean și național. Dar noi nu se impun candidați de la centru, sunt aleși absolut democratic prin proceduri foarte bine stabilite și chiar sunt prahoveni. Am înțeles. Locul 2, dumneavoastră. Acum, domnule președinte, ce vă recomandă pentru locul 2 la Camera Deputaților pe listele USR? Experiența mea de profesională, sunt inginer, am inginer petrolist, am activat ca și ofițer de pompieri ulterior de situații de urgență după anul 2005. Pentru o perioadă de aproximativ 25 de ani. Sunt o persoană meticuloasă, sunt foarte ambițios și îmi respect întotdeauna promisiunile sau nu fac promisiuni dacă știu că nu mi le pot respecta. Sunt muncitor, dar aș prefera să îi las pe alții să vorbească despre mine. Nu mă simt confortabil în... Înțeles. Apelez la experiența dumneavoastră de ofițer în domeniul situațiilor de urgență, cum ați spus, și vreau să vă întreb cum credeți că au acționat autoritățile în această perioadă în legătură cu inundațiile din sudul Moldovei? Am urmărit situația din zona Galați. În ceea ce privește intervenția, activitatea structurilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nu am absolut nimic să le reproșez. Au dat dovadă de extrem de mult profesionalism, de devotament și curaj. În ceea ce privește activitatea autorităților locale și județene, aici avem de discutat și chiar cetățenii ar putea să facă mai mult. Vă dau un singur exemplu. Au fost inundați în județul Argeș, dacă mi-aduc aminte, foarte clar, în 2010 sau 2011.
au fost puși saci care să formeze cu caracter temporar de pentru câțiva ani diguri de protecție. Anul următor au avut, s-au repetat inundațiile, sacii nu mai erau. Unde erau sacii? La cetățenii care trebuiau să fie protejați de acest saci de nisip. Deci vă dau un exemplu că și cetățenii să fie mai conștienți și în acest sens. Dar dacă e de criticat, este de criticat sau de îmbunătățit activitatea autorităților locale. Asta vreau să spun că eu nu zic cu siguranță că sunt și oameni care fac asta. Nu cred că toți locuitorii din comunele respective, din localitățile respective, s-au dus câțiva, au luat saci. În același timp, cu toții sunt chemați la vot să aleagă niște autorități publice care sunt obligate prin atribuțiile de serviciu, prin lege, să protejeze localitățile de dezastre naturale, de inundații în situația de față. Dacă văd că o localitate se inundă în 10 ani de 3 ori, e clar că e o problemă care trebuie rezolvată urgent ca să nu se mai întâmple și a patra ori. Ori autoritățile noastre sunt foarte bucuroase când fac tot felul de alte lucruri și acțiuni frumoase din punct de vedere financiar, ca să mă exprim un pic mai... Dar în niciun caz nu se gândesc la protejarea localităților de cele mai multe ori. Nu zic că fiecare președintele Consiliului Județean sau primar face așa, da. Cei mai mulți, în păcate, sau foarte mulți, fac acest lucru. Ignoră problemele reale. Din păcate. Așa cum spunea și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență în această dimineață legat de situația de pe Dunăre, reacția autorităților este de cele mai multe ori reactivă. În loc să fie proactivă, să preîntâmpine problemele, să vină în întâmpinarea lor, să investească în asemenea infrastructuri care să și echipamente care să prevină producerea unor dezastre. Da. Cum că tot ați zis pe domnul Marusi și de agricultură, de Comisia de Agricultură, cum s-a plâns Ministerul Agriculturii toată vara, faida ce secetă este, deși putea să facă un sistem, au avut 35 de ani să pună la punct un sistem de irigații care să țină agricultura asta la un nivel cât de cât onorabil. E mai ușor să ne plângem că e secetă și vremea și meteo și nu ne punem cu meteo, e complicat. Bun, trecem la locul 3 pentru Camera Deputaților, să spunem ținta minimală a USR Prahova. Locul 3 la Camera Deputaților este ocupat de colega mea, doamna doctor Raluca Mercea, consilier județean. Consilier județean, în prezent șef de secție în cadrul Spitalului Județean Prahova. Un profesionist desăvârșit, cu experiență deosebită în domeniu, cu experiență căpătată și dezvoltată atât în România, cât și în special în vestul Europei, în Norvegia și în alte state. Da, a candidat și la alegerile europarlamentare, dacă mi-aduc bine aminte, doamna doctor. La alegerile europarlamentare, singurul candidat al USR Prahova care a intrat pe lista finală. Am înțeles. Domnule președinte, deci ținta minimală 3 deputați, un senator, ceea ce e o adevărată provocare pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră din USR Prahova, pentru că vă trebuie pentru a obține aceste mandate, vă trebuie un procent destul de bun pe care să-l obțineți în urma votului cetățenilor. Bun, ce ar urma după alegeri? USR Prahova obține 3 deputați și un senator, USR îți scoate un procent, un scor electoral bun, să bucură de încrederea unei bune părți a electoratului și urmează după alegeri, că așa ne dorim cu toții nu numai să trimitem niște oameni în Parlament, ci să se întâmple anumite lucruri în favoarea noastră a cetățenilor. În scenariul pe care ne-l dorim noi, după alegeri vom avea un președinte femeie, Elena Lasconi, președintele nostru. Da. Vom avea un guvern de centru-dreapta format în jurul USR și a celorlalte formațiuni de dreapta. Sunt tare curios. Care vor intra în Parlament, evident. Sunt tare curios, domnule președinte, să-mi spuneți care sunt partidele pe care le considerați de dreapta și care au șanse să intre în Parlament. Și haideți să le luăm pe rând. PNL-ul îl considerați a fi partid de dreapta?
Da, încă este un partid de dreapta. Încă este, am înțeles. Da. Bun. Aurul? Aur? Aur. Nu, se situează la extremă. Stânga, dreapta? Nu, nici nu aș vrea să vorbim despre aceste partide extremiste. Am înțeles. De a colabora într-o viitoare guvernare cu Aur. Am înțeles. În funcții dumneavoastră, colegi de alianță, PMP și Forța Dreptei, se pare că vor forma o nouă alianță, se vor alia din nou, sigur, de data asta, fără USR, în vederea alegerilor parlamentare, au și candidat la prezidențială pe domnul Ludovic Orban. Pe dumnealor, această alianță, considerați că e formată din partide de dreapta? Da, da. Da. Deci, până acum, înțeleg că ați putea să faceți o colaborare cu PNL, este exclus, ați putea colabora cu această alianță, UDMR-ul e de dreapta, când câștigă cineva de dreapta, e de stânga. Cu UDMR am fost în perioada scursă la guvernare de 8 luni, după câte mi-aduc aminte, am fost la guvernare și colaborarea între USR și UDMR a fost ok. Am înțeles. Deci, dumneavoastră vă gândiți la o posibilă guvernare. USR, PNL, să vedem dacă intră această alianță între Forța Dreptei și PMP în Parlament, să spunem că ar intra un 5% ar veni și de acolo, un 5-6% în mod tradițional de la UDMR. Asta înseamnă că PNL și USR trebuie să tragă foarte tare în alegeri, să obțină cât mai multe voturi pentru a putea toate aceste partide să aibă undeva peste 51% din mandate. Da, mai sunt de luat în calcul și minoritățile. Care sunt puțini. Au înclinat pentru cei care pot forma guvernul. Da. Bun. Ați fi pomenit-o pe doamna Lasconi, candidatul USR la funcția de președinte al României. Credeți că sunt tot felul de sondaje, în unele sondaje stă foarte bine, undeva locul 2, locul 3, în alte sondaje prinde locul 4-5. Dumneavoastră, cu experiența politică, cu informații din mediul politic, credeți că reușește să prindă turul 2? Da, băi, atât dorința cât și feeling-ul nostru este că Elena Lasconi va intra în turul 2. Este un candidat serios, un candidat solid, care are ce arăta românilor și sigur ceea ce a demonstrat la nivelul municipiului Câmpul Lung este un lucru extraordinar și poate să demonstreze capacitatea sa și seriozitatea la nivelul instituției prezidențiale și, evident, la nivelul României. Noi suntem încrezători că Elena Lasconi va intra în turul 2. Sondajele actuale o situează, sondajele serioase actuale o situează pe locul 3, în apropiere de candidatul de pe locul 2, la câteva procente chiar. Domnul Ciolacu pe primul loc, nu? Trendul este de creștere și avem încredere în energia ei și în capacitatea ei de a se mobiliza, astfel încât în primul tur al alegerilor prezidențiale Elena să se situeze cel puțin pe poziția 2. Domnule președinte, domnul Ciolacu pe primul loc, vorbiți despre sondaje serioase. Eu acum spun că toate sondajele dau pe domnul Ciolacu pe primul loc. Da. Bun, locul 2. Sondajele serioase, pe cine dau pe locul 2? Domnul Ciolacu îl urcă infrastructura partidului. Toată lumea e conștientă că PSD-ul are cea mai mare infrastructură, cea mai solidă infrastructură dintre toate partidele din România. Da. Dar el, ca și candidat, nu este. Nu știu, nu-l văd președinte al României. Nu recomand absolut nimic. Nici măcar COVID-ul de rău, dar n-ai ce să. Cum să ajungă președintele României? Ar fi extrem de grav pentru democrația românească. Pe locul 2, din câte spun sondajele, este domnul Joană, susținut oficial și neoficial de mai multe formațiuni politice, dar toată lumea știe că domnul Joană
este cel mai longeviv președinte al Partidului Social Democrat. Deci, într-adevăr, are o experiență și are o altă alură față de domnul Ciolacu, dar nu-l văd ca fiind un bun președinte al României. Bun, și dacă doamna Lasconi reușește să intre în turul 2, probabil se va lupta cu domnul Ciolacu. Cel mai pentru că îi va lua locul domnului Gean. Bun. Și asta înseamnă că domnul Ciucă, evident, nu intră în turul 2 și asta înseamnă că doamna Lasconi va încerca să capteze toate voturile de dreapta în favoarea dumneaei și după cum ne-a arătat istoria în ultimii 20 de ani, în turul 2, candidatul de dreapta l-a cam învins pe cel de stânga. Cam ăsta este scenariul optimist pe care îl puteți construi. Ăsta este scenariul logic. Acum, practic a arătat și alte aspecte ale procesului electoral și aș vrea să ne amintim de alegerile prezidențiale de acum 5 ani, când, ca să vă dau un simplu exemplu, la ora 14, ora 15, chiar candidatul nostru Dan Barna era relativ detașat pe poziția a doua în estimările făcute și chiar da. Televiziune, deși n-aveau voiele, dădeau, le făceau publice cu candidatul albastru, candidatul, da. Candidatul galben. Și se amuzau chiar ziariști spunând că, surpriză, surpriză, galbenii votează roșu pentru a-l duce pe candidatul PSD-ului, de fapt, în turul 2 și avea... Doamna Dăncilă în acea perioadă. Facil, pentru că în turul 2, dacă ajungea domnul Iohannis, cu Dan Barna lucrurile erau mult mai complicate pentru domnia sa. Dar s-a și văzut cu ce procent a câștigat. Acum, ca alegător, ca cetățean român, nu pot să nu mă întreb, domnule președinte, dar nu vreau răspunsul de la dumneavoastră să nu vă pun într-o situație. Dacă USR-ul l-a considerat pe domnul Barna foarte bun pentru a fi președintele României, de ce nu l-a considerat în continuare a fi foarte bun pentru a fi președintele USR? Dar, mă rog, astea sunt tainele politice, dedesubtorile politicii. Eu vreau acum la finalul emisiunii să vă mulțumesc pentru această discuție și pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Da, și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi. Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Până când ne vom revedea, toate cele bune!